4G, 4 grași, Macanache, avem Phunk B, avem Dilimanjaro, poate vă întrebați de ce îi se spune așa, și îl avem și pe DJ Albu într-o combinație. N-am nimerit chiar de ziua potrivită, dar nu-i nimic, nu-i așa, trebuia să marcăm locul sau piesa asta în premieră la Neața. Pa, 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 pa. Ce faci, Macanache? Ce e cu proiectul ăsta? Noi facem bine și proiectul ăsta e ceva de suflet. Din când în când mai scoatem câte o melodie. În continuare mi-e foarte greu să înțeleg cum vesteți o gașcă foarte mare și la un moment dat unul zice ce ar fi ca tu cu tu și cu tu și cu mine și cum să facem o chestie, după care vă luați numele unui proiect, mergeți mai departe cu el, dar tu nu renunți la ce ai avut, adică putrezii tăi și... Nu, n-am renunțat la de putrezi. Asta e un vis de-a lui Phunk. A visat el că noi suntem o trupă și ne-am întâlnit, am băut o bere și după aia ne-am dat seama că, bă, hai să facem o trupă. N-am putut să-l dezamăgim pe om. Continuați, mergeți mai departe? Yeah. Eu pe navă am avut asta, m-am trezit din somn ușor agitat, dar nu ne-am zis la băieți, am așteptat să mă întorc în țară. Și m-am întâlnit cu ei, mai era un membru, dar ne-am certat între timp. Iată. Ce anume? Zic iată, așa se întâmplă. De Paște, iertă. Sănătate lui oricum. Și ați rămas în formula... Mici dificultăți întotdeauna le întâmpinăm, dar suntem bărbați, putem să rămânem. Lucrăm la un album, se numește GRAS. Toate piesele au 4 litere, pentru că suntem 4, din când puteți observa, dacă tăiem o felie din fiecare apare și al 4-lea membru. Baftă mare să aveți, vă ține în pumnii și în proiectele ce le aveți personal, Dilimanjaro, Phunk B, Macanache cu gașca lui și DJ Albu, și când se mai adună și mai povestesc despre lucruri de-astea importante, puteți să-i vedeți la Neața sau pe paginile lor de socializare, căci au din toate câte un pic, sau cum zice Oprișan, din toate câte nimic. Vă mulțumim tare mult, baftă mare să aveți sănătate. Ramona este la meteo, ne spune cum stăm...